Și acum e locul să vă mărturisesc următoarele. Acest concert de zile mari n-ar fi avut loc fără aportul Direcției Românilor de Pretutindeni a Institutului Cultural Român din București, reprezentanții căroia se află în sala de voastre. Domnule director Radu Baltasiu și domnișoara consilier Ovidiana Bulumac. Aducem mulțumire cuvenite și excelenței sale, doamna Eleonora Moldovan, consul general al României la Cernăuți, care ca întotdeauna este alături de doleanțele românilor, dar și ucrainenilor din regiunea Cernăuți, contribuind în mod esențial la consolidarea și extinderea relațiilor de prietenie și colaborare în toate domeniile dintre România și Ucraina, dintre Ucraina și România. Vă rugăm să intrați pe scenă, domnule director, doamna Eleonora Moldovan, și să transmiteți câteva cuvinte cu prilejul acestei sărbători. La mulți ani România, la mulți ani români, de ziua vorbim astăzi despre unire, vorbim astăzi despre unirea în adevăr, în simțire, în credință și în fapt. Permiteți-mi ca să transmit mesajul Consulatului General al României la Cernăuți, cu acreditat aici la Cernăuți, împreună cu domnul ministru consilier Ionel Ivan, Aurelian Rugină, împreună cu domnul consul Edmond Neagoie, vă rog, haideți, în unire stă puterea și la noi. Domnule academician Vasile Tărățeanu, domnule director Radu Baltasiu, onorată asistență, dragi români, stimați oaspeți din Alba Iulia, ne bucurăm foarte mult că astăzi avem marcată și la Cernăuți, cu sprijinul generos al Institutului Cultural Român și pe această cale îi mulțumesc domnului director pentru prezență și pentru susținerea demersurilor comunității românești din regiunea Cernăuți să prezinte câteva gânduri legate de această sfântă sărbătoare a românilor de pretutindeni. Mulțumesc, doamna consul general, doamna și domnilor. La mulți ani pentru noul an, e prima dată aici la Cernăuți. Dragi copii din Pătrăuți, mulțumim că ați venit. Este o bucurie pentru noi să vi-l aducem aici pe Cătălin Hașa cu orchestra. Nu va fi ultima lor prezență aici. Mulțumim Centrului Cultural Eudoxiu Hurmuzache pentru sprijinul pe care ni l-a acordat. Sperăm că acest spectacol vă bucură. Noi suntem fericiți că reușim să vi-l aducem aici. Mulțumim totodată doamnei consul general Eleonora Moldovan și consulatului general României la Cernăuți pentru sprijin și evident autorităților ucrainene pentru posibilitatea desfășurării acestui spectacol. Doamna consul. Mulțumesc frumos. Consilier, să vă adreseze două gânduri în unitate și în unire. Bună seara tuturor! Să vă felicit cu această deosebită sărbătoare a românilor. Este practic o a treia zi națională, luând în calcul 1 decembrie, Ziua Națională a României și Ziua Culturii Naționale Române. Cu câteva minute înainte de începerea spectacolului, domnul Vasile Tărățeanu, puțin stresat, făcea apel la noi că sala, mă rog, vorbim dintre altele că sala este goală. I-am spus atunci să vadă jumătatea plină a paharului, sala este plină acum. Deci în unire este bunăstarea, este tot ce avem nevoie. Mulțumim, felicitări încă o dată! Unirea Principatelor Române de la 1859, cheia de bolt a edificării întregului român, ne găsește astăzi împreună, în unire, și
Sper ca prezența, datorită unei inițiative fantastice a Institutului Cultural Român, a ardeleanului Cătălin Hașa, să anticipeze împreună cu noi astăzi bucuria de a fi români, de a fi parte a Uniunii Europene, de a ne bucura împreună de unitate în cuget și în simțiri. Mulțumesc! La mulți ani, români, la mulți ani, români! Bună ziua! Unul nu-i putere, la necaz și la durere. În această zi, în care marcăm Ziua Micii Uniri, vreau să reiterez un apel care a fost făcut de multe ori de liderii comunității românești din Bucovina de Nord, să fim uniți, să ținem grămăjoară, să ținem unii la alții și să nu ne lăsăm unii pe alții la necaz. La mulți ani, România, la mulți ani, România! Iată că diplomația românească, așa cum a făcut-o până acum, în formă consecventă și perseverentă, continuă să sprijine toate demersurile comunității românești pentru a marca cele mai importante evenimente istorice ale poporului român, săvârșite de români, de mari români, pe care astăzi e foarte bine să îi pomenim, să ne aducem aminte de cei care au fost, domnitorul Alexandru Ioan Cuza, mitropoliții și personalitățile politice din România, din Moldova și țara românească, care au săvârșit un act istoric de o deosebită importanță, dupla alegere a domnitorului Alexandru Ioan Cuza în ianuarie 1859 la Iași și la București. Este un moment care, așa cum ne-a prezentat domnul profesor universitar Sergei Hackman, un moment de o importantă încărcătură istorică și emoțională care ne aduce astăzi în actualitate câteva mesaje foarte importante pentru noi toți, pentru elita României și pentru comunitățile românești de pretutindeni. Mesajul care vine de la domnitorul Alexandru Ioan Cuza este acela de a lucra în unitate, de a lucra pentru unirea eforturilor, de a angrena fiecare parte bună într-un proiect politic, într-un proiect comunitar, într-un proiect cultural care ne găsește de fiecare dată bine și ne găsește de fiecare dată deschiși pentru această cooperare. Așadar, vă ziceam că diplomația românească a perseverat și va persevera în a aduce în actualitate istoria românească, personalitățile marcante ale istoriei noastre și se pregătește pentru ca în ianuarie 2019 să preia președinția Consiliului Uniunii Europene în contextul marcării centenarului Unirii, în contextul marcării altor evenimente la fel de importante ca și sărbătoarea noastră de astăzi. Așadar, etapa importantă de statalitate românească pe care ne-a săvârșit-o și ne-a desăvârșit-o Alexandru Ioan Cuza reprezintă o cale a poporului român, o cale de dezvoltare, de păstrare a spiritului românesc, a demnității și identității românești pe plan internațional. De atunci, din 1859, România, ca stat recunoscut de toate statele și de comunitatea internațională, a reprezentat o forță regională de stabilitate și a dezvoltat relații prietenoase cu vecinii și cu partenerii săi internațional. Așadar, astăzi aș dori ca Hora Unirii, care se cântă
și se dansează în toate comunitățile române și în toate orașele din România, să o simțim și noi aici, prin intermediul acestui spectacol oferit de Institutul Cultural Român și sprijinit de Centrul Cultural Român Eudoxiu Hrumzache, prin amabilitatea domnului academician Vasile Tărățeanu, și aș ruga și v-aș ruga ca să-i mulțumim domnului academician pentru aceste eforturi. Nu este simplu să organizezi un eveniment, așadar aplauzele dumneavoastră pentru aceste și pentru reușita acestui demers, pentru că mâine același eveniment va avea loc și la Vânci Căuți, în raionul Noua Sulița, unde artiștii din Alba Iulia și nu numai vor prezenta un scurt program artistic dedicat acestui eveniment, Unirea din 1859. Așadar, fie ca Hora Unirii, fie ca faptele înaintașilor noștri, fie ca bunul Dumnezeu să ne dea putere să binecuvânteze fiecare român în păstrarea și cultivarea acestui spirit frumos, care iată că ne-a fost păstrat și ne-a fost dat de generațiile precedente, să păstrăm acest spirit. Și vă mulțumesc tuturor românilor din regiunea Cernăuți, dumneavoastră care ați venit astăzi să împărtășiți aceste gânduri de bucurie ale românilor de pretutindeni, și vă spunem în numele Corpului Diplomatic Românesc acreditat aici, în numele Institutului Cultural Român, la mulți ani români, la mulți ani România! Vă mulțumim!